Mă numesc Crispas Călin Vasile, sunt din Orăștie, județul Nedoara. Am 29 de ani, sunt șef bucătar la un restaurant din Orăștie. Ai emoții? Nu prea. Ce ai ales să gătești astăzi? Astăzi am ales să fac un desert pe bază de foie gras. Desert pe bază de foie gras? Da. Foie gras pe pat de zahăr, cu piure de mango și cu cremă englez. Da, sunt curioasă ce reacție vor avea șefii. O să-i cuceresc cu acest preparat. Fac ceva pentru emisiunea asta special. Vreau să fiu primul și singurul care face această combinație de gusturi. Vreau să fiu cel care îi dă drumul în bucătărie. Am pus laptele cu vanilia la foc să se încălzească un pic. Acum pregătim piureul de mango și un pic de amidon. O să combin trei gusturi diferite, un pic sărat, cu dulce și cu puțin acrișor. Este o combinație de gusturi bună. În general, combinația de foie gras cu desert este ceva mai select, mai fin. Un pic de amidon. Fac ceva diferit față de tot ceea ce e în bucătărie până acum. Ceva diferit față de toți cei care au făcut ceva până acum. Dacă aș câștiga, aș pune banii deoparte și aș face o școală de bucătari în Anglia, la Gordon Bleu. Crema gras este aproape gata. Avem de făcut doar foie gras pe pat de zahăr. Punem patul de zahăr, pregătim pentru foie gras. Punem foie gras înăuntru. Foie gras îl fac foarte des la restaurant și nu oricine poate lucra cu foie gras. Foie gras trebuie să-l țin să scadă un pic, să prindă un pic de crustă pe o parte și pe cealaltă. Am pus pat de zahăr pentru că îi dă un gust mai aparte. Sper ca șefii să aprecieze în mod egal acest preparat la nivel de stele Michelin. Consider că excelez în foie gras. Cel mai mult și cel mai mult îmi place de șef Scărlătescu pentru că este un pic mai dur. Eu cred că am multe lucruri în comun cu domnul Cătălin Scărlătescu. De exemplu, duritatea în bucătărie, faptul că sunt dur, chestii și chestii. Dăgăm puțină miere. Eu în bucătărie sunt o fire mai dură și îmi place tot ceea ce fac să iasă perfect. Se întâmplă să mai ridic vocea la colegi, dar eu în bucătărie sunt altfel, mă transform total și devin altcineva. Acesta este foie gras, făcut pe pat de zahăr. Și cel mai și cel mai mult îmi place când văd clientul iasă mulțumit și cu zâmbetul pe buze din restaurant. Astăzi piureul de mango. La foie gras am zis pe pat de zahăr, îi dau un pic de sare să nu fie chiar dulce. Oricum îi trebuie ceva acrișor. I-am făcut piureul de mango și mă gândeam un gust de vanilie un pic ușor. Am făcut creme engleză. Iar acum veni cu foie gras deasupra. Acesta este preparatul. Hai. Domnului să ne rugăm. Amin. Hai, 3, 2, 1 și mai grijă cu ei. Băi, ce era să-i rad? Și asta? Aoleu! Ce asta, bă, băiete? Ce, frate, că n-am văzut niciodată așa ceva, jur. Ce asta, bă? Carne. Mă, asta e bucat de carne. Nu e, mă, carne. Asta e foie gras, mă. Ce, mă, foie gras ce e? Cumva legumă? Și? Și, Doamne ajută. Aoleu. Ce ia uite, mă, aici ce e. Ia uite, mă. Băi. Ia uite, mă. Da, uite, eu fac așa, că nu știu. Hai, bă, nu așa. Ba da, mă, ca să văd ce e aici. Dacă arată frumos. Arată foarte frumos, dar nu știu ce e. Foie gras cu cremă de vanilie și mango. Da, după cum se taie, e ficat, dar nu e ficat îndopat. Nu e foie gras, e ficat de rață. Mă, ce la galben? Atenție la galben. Băi, e cremă de vanilie cu mango? Da. Mamă. Deci ficatul e caramelizat, are zahăr. Vezi? Din 2001-2002, când am auzit și eu că există foie gras ăsta, l-am văzut în toate formele posibile, cu cremă de vanilie, vezi? Nu l-am văzut niciodată de când mama a făcut. Știi, de regulă faci fusion între tipuri de bucătărie. Aici faci fusion între două capitole a unei cine. Hai,
starter și desert, adunate în aceeași farfurie și se servește la main course. Adică e un alt fel de a vedea bucătăria. Pă bune, nu, e artist aici. E Botticelli de România. Cred că e chiar înaintea vremii lui, frate. Da. E ca și cum aș mânca tiramisu cu pulpe de pui, mă, frate. Ceva de gen, da. Hai să menținem, totuși, o... Îți dau eu o margă. Ia, îți dau eu astea de aici. Păi, nu am aici. Ia. Gata, e perfecțiune aici, mă. Bună ziua. Salut. Ziua. Cum te numești? Ești Pascalin Vasile. De unde ești, Călin? Din Orăștie. Câți ani de meserie de bucătărie? 3. De 3 ani lucruzi de bucătărie? Unde vasi? În Orăștie, un restaurant deschis mai nou. A fost un fost șef bucătar, a stat câteva luni. Îs la început de carieră, dar... Ai, tu ești șeful bucătar acum? Da. Aha. A zis, hai să fac ceva diferit. Deci foie gras simplu pe pat de zahăr. Ceva... Stai, cum adică foie gras pe pat de zahăr? Stai. Da. Patul de zahăr, fascinant. Povestește rețeta, tehnic vorbind. Da, deci vine pus zahărul în tigaie. Așa. Foie grasul peste, dat pe foc mic, ca să se pătrundă, să scadă, să iasă grăsimea în zahărul ăla respectiv. Îi mai dau un pic de miere deasupra pe foie gras. Wow! Crema aia de zahăr duce un pic spre aia. Dar ție îți place? Da, da. Noi chiar suntem surprinși. Nu ne-am gândit niciodată să ne jucăm așa. Am încercat întotdeauna să gândim mai... Mai ortodox. Da, adică, pe bune, de unde dracu ți-a venit, mă, ideea? Da, ți-ți place? Ce e... Fracțiune de secunde, deci... Tu ai gustat? Ai gustat azi din treaba asta? Da, mi-a plăcut. Dar combinația de aici din pahar, ce este? E piure de mango, okay, cu crem englez. Dar de ce ai mai băgat făină în crema englez? Am băgat amidon. Da, mă, dacă crema englez... I-am dat un pic la ăsta, la piureul de mango. I-am dat piureul mai de mango. Mult. Poftim. Ia de mâncă. Și foie gras, foie gras. Vrei și puțin foie gras? Mie-mi place. Te rog frumos. Băi că-i bun. Îi dau. Vrei și un pic de ficat de gâscă? Ia de aici, gustă, tată, gustă. Ia, te rog frumos. Așa, tată, stai că mai tem. Oricum să știi, eu sunt sincer, am rămas fără cuvinte. Pe bune. Mie îmi place. Chiar este o idee senzațională, adică... Pe bune. Este o idee... Pe bune. Un pic peste anii 2017, zic că sunt ce cumva spre 2020. Sau suntem noi cumva în urmă. Iar când noi nu vom mai fi, vă veți aminti că a fost odată bucătărie. Ai, mama mea. Cum preferi? Sincer sau voalat? Sincer. Sincer. Mâine pe mine o să-mi trimiteți aripioare cu gogoși. Pă bune, nu căuta crema englez cu foie gras, mă, frate, mă. Hai, mă. E șef bucătar, mă, n-ai cum să dai așa ceva oamenilor, mă, încerca să fac ceva diferit. Băi, eu te cred, dar diferit. Eu cred că Vasile, băi, nu face așa ceva la el în restaurant. Nu, asta chiar nu. Și nu, știi, dar... de ce nu ar face așa ceva? Că n-ar mai fi acolo. N-ar mai fi acolo. Da. Nu mai zic, gata, eu am terminat. Ideea este așa, Vasile. Ce vreau să spună Florin este, ca să ajungi să combine anumite gusturi, să realizezi un preparat care într-adevăr să placă, trebuie să știi foarte bine despre crema englez, trebuie să gătești foarte bine foie gras-ul, trebuie să știi ce rol are și ce aciditate are piureul de mango. Am înțeles. Asta trebuie să faci tu. Când ai gătit destul de multe și știi despre ele foarte bine, începi să combini chestii, ingrediente mai neortodoxe între ele, știi? Întoarce-te cu ceva omenesc. Baftă, omule, spor la treabă. Vasile, ideea este așa. Ok, hai, ajungi înapoi în restaurantul tău pe care îl conduci, da? Hai, gătește curat, gătește clasic, da? Gătește curat, gătește gustos. Gătește curat, gătește fiureuri, fripturi. Bă, e tot acolo, bă!